Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Înainte de a vă spune lucrurile care le-am gândit astăzi, am să mă împărtăș până să mai adună lumea în jurul nostru cu impresiile ședinței de ieri. Ce am înțeles eu ieri, că în Parlamentul Republicii Moldova contează mai mult tonajul deputaților decât condiția lor intelectuală și mentală. Cred eu că este un bun moment de a ne gândi ca în următorul Parlament, în fracțiunea Partidului Unității Naționale, să avem 5 boxeri profesioniști care vor adopta proiecte de lege în timp ce fracțiunea socialiștilor va fi în knockout. Și acum la chestiuni serioase. În scurta perioadă de existență a Parlamentului am văzut 3 alianțe, 3 coaliții de guvernare între PSRM și acum, între PSRM și Partidul Democrat și actualmente între PSRM și fracțiunea Șor. Toate având ca finalitate întărirea influenței lui Igor Dodon și a Moscovei, PSRM folosind toate componentele actualului Parlament pentru interesele înguste de partid și personale ale liderilor, urmând o agendă filorusă, antinațională și anti-european. Probabil sunt unicul deputat din acest Parlament care n-am făcut parte nici dintr-o construcție politică enunțată anterior. Chiar fiind în cadrul blocului acum, am votat împotriva tuturor proiectelor de lege pentru care acum opoziția se bate. N-am semnat acordul de colaborare cu PSRM, n-am semnat transmiterea ASIS-ului, ASPS-ului, lui Dodon, n-am semnat votarea lui Flocea la curtea, la Centrul Național Anticorupție și în semn de protest față de continuarea acestei coalizări cu socialiștii am devenit deputat independent și actualmente președinte al Partidului Unității Naționale pe care îl reprezint în actualul Parlament. Prin urmare, sunt în măsură să judec și să mă pronunț imparțial de la o înălțime de moralitate superioară pe care am dorit întotdeauna să o invoc și să o consider importantă în Parlament și în politica moldovenească. Ieri am asistat la formalizarea coaliției de guvernare Dodon-Șor, din care fac parte 37 de deputați ai Partidului Socialiștilor, cei 9 deputați făcuți din fracțiunea Șor și transfugii Ivanov și Vitiuc, împreună cu alți 6 deputați dublu transfugi, inițial de la Partid Democrat, la Pro-Moldova, iar apoi la fracțiunea Șor. Acești din urmă merită o atenție specială. Mă refer la Serghei Sârbu, Eleonora Graur, Ruxanda Glavan, Grigore Repeșciuc, Corneliu Padnevici și Elena Bacalo, care sunt nu doar trădători ai intereselor electoratului, dar în urma votului de ieri au devenit trădători de neam și de țară. Rușine să vă fie. Partidul Unității Naționale a luat act de instalarea noii majorități formate în acest fel și consideră că această nouă alianță este una antinațională, antiromânească și antieuropeană și are 2 dimensiuni de expresie. Prima este o dimensiune economică care să asigure și să perpetueze schemele de corupție gestionate de Igor Dodon, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Este o continuare a trinomului împotriva căruia am luptat, doar că într-o altă formulă.
Și a doua este o dimensiune geopolitică prorusă care vizează deznaționalizarea, rusificarea și federalizarea Republicii Moldova. În contextul celei de-a doua dimensiuni, respectiv cea geopolitică prorusă, se încadrează adoptarea unui set de legi controversate în cadrul ședinței de ieri a Parlamentului Republicii Moldova privind promovarea limbii ruse, practica primă limbă de folosire pe teritoriul Republicii Moldova și a legii ce oferă găgăuziei dreptul de veto asupra deciziilor legislativului care privesc unitatea teritorială administrativă găgăuzie. Partidul Unității Naționale consideră că adoptarea acestor două legi, dar anticipăm și a altora care ar putea urma de acest gen, este un grav atentat la securitatea, unitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Prin acordarea dreptului de vot comratului, practic Parlamentul Republicii Moldova renunță la suveranitatea sa asupra teritoriului Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia, deschizând astfel procesul de federalizare a Republicii Moldova. Planul COSAC are o nouă variațiune prin întărirea statutului de sfidare a intereselor Republicii Moldova din partea Găgăuziei și, evident, ulterior, prin aducerea Transnistriei în construcția politică a Republicii Moldova pe picior de egalitate cu Chișinău și Comrat. Constatăm cu regret că locuitorii Găgăuziei, care știm cu siguranță că au o vocație europeană tot mai masivă, și judecăm asta și prin prisma faptului că mulți dintre ei obțin cetățenii române beneficiind astfel de libertățile pe care le au cetățenii europeni, sunt din nou folosiți în calitate de ostatici în războiul geopolitic pe care Rusia îl poartă împotriva Republicii Moldova. În acest context, pentru a nu permite rusificarea și federalizarea Republicii Moldova, Partidul Unității Naționale va contesta la Curtea Constituțională cele două legi antinaționale și vom merge până la capăt în apărarea acestor drepturi pe care le-am cucerit în urma destrămării Uniunii Sovietice. În al patrulea rând, trebuie să menționez prin prisma lucrurilor care s-au întâmplat ieri și de-a lungul timpului după 15 noiembrie, responsabilitatea pentru destabilizarea Republicii Moldova după votul exprimat de cetățenii săi la 15 noiembrie în alegeri prezidențiale o poartă Igor Dodon și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, asistați de Kremlin și acoliții lor din Ambasada Federației Ruse. Aceștia își doresc o revanșă cât mai rapidă împotriva opțiunii noastre pro-europene și acest lucru este cât se poate de evident. Adoptarea acestor proiecte de legi, în condițiile în care s-a făcut ieri, s-a făcut cu grave abateri constituționale, încălcând regulamentul Parlamentului, procedurile de vot, iar în unele situații chiar și cu încălcări penale. Avertizăm noua majoritate PSRM Șor că promovarea unor astfel de acte legislative duc la destrămarea Republicii Moldova
și sunt cu toții pasibili de pușcării. Introducerea pe ordinea de zi a Parlamentului a mai multor proiecte cu caracter exploziv riscă să arunce Republica Moldova în vâltoarea unui război civil care cu siguranță este foarte bine orchestrat și regizat în schemele războiului hibrid pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Republicii Moldova și a partenerilor noștri europeni și americani. În cele din urmă, adresez un apel susținătorilor noștri, cetățenilor Republicii Moldova, să iasă masiv la protest și duminică să ne apărăm suveranitatea națională, libertatea și votul din 15 noiembrie, să oprim deznaționalizarea, rusificarea și federalizarea Republicii Moldova, tocmai acele componente pentru care am luptat atunci când am ieșit din Imperiul Sovietic și cele care cu siguranță ne vor duce în spațiul de civilizație euroatlantic. Duminică ne vedem cu toții în Piața Mare a Adunării Naționale. O zi bună!